Se vorbește foarte mult despre nevoia de a avea universități, de a avea școli performante, de a avea spitale la un nivel cât mai decent, de a avea o infrastructură rutieră competitivă. E bine, toate acestea necesită bani și sintagma pe care o auzim de fiecare dată e că nu sunt bani. E bine, aceștia există, trebuie doar colectați de un ANAF mult mai profesionist, de un ANAF mult mai bine informatizat și sincronizat cu celelalte instituții ale statului. Să nu uităm că se pierd, dacă ar fi să folosim o cifră extrem de pertinentă, da, conservatoare, undeva la 12 miliarde de euro în fiecare an din evaziune și taxe necolectate. Pentru toate acestea, cum vă spuneam, pentru toate aceste investiții e nevoie de bani. Dușmanul fals uneori pare a fi mediul privat, dar să nu uităm că mediul privat, stimulat și confruntat cu mediul predictibil, este singurul care poate oferi, prin taxele pe care le plătește, prin dezvoltarea la orizontală pe care oferă, este singurul care poate oferi finanțarea acestor programe publice, acestor programe guvernamentale, indiferent de cine este la putere. Thank you.